Trupele de elită americane au făcut două raiduri în urmă cu puțin timp în Africa, țintele lor, doi lideri ai teroriștilor islamiști. La Tripoli au reușit să-l prindă și pe un locotenent Al-Qaeda, pe capul căruia a fost pusă o recompensă de 5 milioane de dolari. Militarii americani au descins și în Somalia la liderul grupării care a organizat atentatul de la molul din Nairobi, în care au murit aproape 70 de oameni. Forțele speciale americane au atacat de dimineață locuința în care se crede că se ascunde unul dintre liderii grupării Al-Shabaab, care a revendicat atacul sângeros de la molul din Nairobi, soldat cu 67 de morți. Timp de o săptămână și jumătate, americanii au pus la cale acest atac, însă nu se știe deocamdată dacă au reușit să-l captureze sau să îl ucidă pe islamist. Membrii Al-Shabaab au confirmat că o navă cu soldați caucazieni a sosit în Barawe, însă susțin că au respins atacul. În acest timp, forțele speciale americane au acționat simultan și în Libia, la Tripoli. L-au capturat pe liderul Al-Qaeda, Anas al-Libi, acuzat de atacurile cu bombă de la ambasadele Statelor Unite în Kenya și Tanzania din 1998, în care au murit peste 200 de oameni. În vârstă de 49 de ani, al-Libi s-a aflat pe lista FBI a celor mai căutați infractori timp de mai bine de un deceniu, iar o recompensă de 5 milioane de dolari a fost pusă pe capul lui.